un nou meci, penultimul pe acest an, iar ultimul meci Steaua Craiova pe Național Arena săptămâna viitoare. Da, fraților, am intrat și pe stadion, este destul de frig, doar că lumea este în totalitate de 99% pe stadion, mă refer, stadionul este plin. Da, Steaua cu Viitorul, ambiții mari și am o priveliște destul de bună lângă antrenorul Sălii Vintilă și lângă antrenorul Viitorului, Hagi. Steaua Soi Ladies din lovitură de colț. Hagi este foarte supărat pe Artean, foarte supărat.
Stai să vă scriu o parte. Prima schimbare la viitorul este jucătorul de numărul 18 în cele latea, între jucătorul de numărul 21, Paul Iacob. Deci ce a făcut Man nu este corect, dar în același timp tu ca arbitru să-l vezi pe jucător că vrea să intre în teren și să nu-l bagi ca pedeapsă, că s-a prefăcut, că na, a fost lovit sau a vrut să stea pe teren, asta mi se pare pur și simplu lipsă de profesionalism. Bine, și din partea lui Man, dar în același timp tu menții controlul unui meci. Doi la 0 pentru FCSB, a marcat jucătorul numărul 7, Florinel Coman. Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute. Am marcat Florinel Coman. Bun, ne-am făcut meciul ușor, prima repriză 2 la 0. Rezultat la pauză, FC Vitorul Constanța, FCSB 0 la 2. Thank you.
odată, mă. Pare că Steaua a închis meciul, 2-0 minutul 72 și Viitorul atacă, dar fără nici o finalizare. La FCE Viitor a ieșit jucătorul numărul 7, Rivaldinho, și a intrat jucătorul numărul 80, Alexi Pitu. Iar la FCSB a ieșit jucătorul numărul 6, Dragoș Nedelcu, și a ultima schimbare și la FCSB este jucătorul cu numărul 98, Denis Man, intră jucătorul cu numărul 88, Adrian Boban. Ce fază cu Comorosan. Da. Meciul se apropie de final, suntem în minutul 90, Steaua câștigă cu 2-0 și mergem în marș spre meciul cu Universitatea Craiova de săptămâna viitoare de pe Național Arena și ultimul meci din acest an. Ce putem să spunem decât hai la stadion, echipa noastră a câștigat un nou meci și de vreo 10-11 meciuri câștigăm în continuu, în afară de meciul cu Astra Giurgiu, în care ne-au bătut cu 3-1. Voi nu uitați să mă urmăriți pe contul meu de Instagram. M-am pupat și ne reauzim data viitoare. Ciao! Rezultat final, FCE Viitorul Constanța, FCSB, 0-2. FCE Viitorul va susține ultimul meci oficial în acest an în deplasare, vineri 20 decembrie de la ora 20:30 minute, cu Gaz Metan Mediaș. Conducerea FCE Viitorul vă mulțumește pentru susținere în acest an, vă dorește sărbători fericite și un an 2020 plin de realizări. Hai Viitorul!